Acest program se dovedește a fi un sprijin esențial pentru cuplurile și femeile singure care se confruntă cu provocarea infertilității și aspiră să acceseze tratamentul de fertilizare in vitro. În urmă cu o săptămână, peste 3500 de femei și-au depus dosarele în vederea accesării fondurilor necesare procedurii de inseminare artificială. Acest program, care este de un real succes și care suplinește o mare nevoie pe care noi am văzut-o, fie în discuțiile pe care le-am avut cu doamnele care încearcă să obțină o sarcină și nu reușesc pe cale naturală, fie analizând statistica pe care ministerul nostru o are și văzând numărul mare de dosare care au rămas în așteptare anul trecut. Avem în total 10.000 de proceduri în vedere pentru acest an. Fondurile sunt pentru aceste proceduri. Și proiectul se adresează atât femeilor căsătorite sau necăsătorite, cât și cuplurilor, iată, care își doresc să susțină sporul demografic în România. De fapt, aceasta este și intenția Ministerului, să susțină activ, dincolo de vorbe, dincolo de declarații, prin proiecte viabile, creșterea natalității în țara noastră. Când am verificat ultima dată, erau aproape 300 de copilași născuți prin acest procedeu din programul anterior. Fertilizarea în vitro reprezintă o procedură costisitoare, astfel în cadrul acestui program, cuplurile și femeile singure au oportunitatea de a accesa tratamentul de fertilizare in vitro cu ajutor de la stat de 15.000 de lei. Acești bani se obțin în urma întocmirii și depunerii unui dosar medical. Nu este deloc complicat dosarul acela. Se pornește de la medicul de familie, care dă recomandarea medicului de specialitate. Acesta decide că procedura de inseminare este de fertilizare, este aceasta cea necesară. Există un set de acte, de documente care trebuie atașat acolo, repet, nimic sofisticat. Și se depune dosarul. Selectarea acestora se va face în continuare electronic, printr-un program dedicat, și lucrurile se mișcă foarte repede și se mișcă cu multă celeritate. Le încurajez pe toate cele care își doresc, care încă n-au reușit, să facă lucrul acesta. Ce poate fi mai frumos decât să ai un bebeluș, să-l crești și să sprijini în felul acesta sporul de populație. Programul național FIV 2023-2024 se adresează cuplurilor sau femeilor singure cu vârste cuprinse între 20 și 45 de ani, care se confruntă cu infertilitatea și au recomandare medicală pentru fertilizare in vitro.